Start. Revenim după vizionare. Salut. Lopată. Iar am scos rama asta. Știi că am scos rama din bagă. Bun, a fost la vizionare. Ia gata, fi serios. Da, gata. Bun, sunteți la muncă, ce atâta distracție? Da. Ar trebui să suferiți. Salariu, angajați. Exact. Apropo, George și Caru, bonurile de masă, când ni le dai? Bă, uite cum a desfăcut ăsta clema la mașină, la parcare. A intrat cu mașina în clemă, a căzut clema, da? Și a parcat peste ea așa, frate. Nu cred. Like că boss. Da, bă, bine, are și Duster. George și Caru lasă vrăjeala la că... Vezi că a trecut două zile de nebunile. Vezi că stă trecut. Bonurile de masă. Bun, da. Da, nu e de 15 lei s-au făcut luna asta, da, pare rău. Tot de hârtie, ne treci tu pe card? Da, chiar, când ne treci tu pe card, frate? Că s-au cam învechit alea de hârtie. Exact. Bă, gata. Poate era mai bine dacă o luam în stânga. Hai să povestim ce am făcut la vizionare. Bun, am dat de 2 clienți super tari, frate. Tineri, dar cu pretenții oși. Extravagante, la prețul care, oși. La bugetul pe care l-au, pretențiile lor se justifică. Da. Mai ales la ce le-am arătat, nu a fost genul de cârcotaș. Ce dracu-i cu asta aici, mâncăță-și gurăță, că-mi bag eu. Bip. Și a fost chiar direct, da. Nu ne simțiți. Asta discutam și cu Cristian. Bă, trebuie să închirieze ceva nice cu people. Noi. They nice ceva. People, da, man. Da. They nice. They are nice. Da, și am zis, trebuie să închirieze ceva cu noi. Ne-am bucurat de faptul că au fost sinceri. Au zis, domne, ăsta nu ne place pentru că, ăsta nu ne place, da, pentru că, noi vrem așa. Au și nevoia lor este în principiu de spațiu, de lumină, de deschis. Da. De... Vor spațiu, ca NASA. Da, ca NASA. Da, și ai grijă că ăsta pune frână. Bun. Cum ți s-a părut ție, Cristi, la vizionare? Focusul pe cine e? Pe doamna sau pe domnul? Focus on the ladies. Focus on the ladies, guys. It's all about okay, ladies. Focus pe lady, da. Da, se știe, demonstrat științific, 80% din decizia o iau femeile. Înțelegi? Și 20% sunt bărbați. În cazul ăsta avem două femei. 80% au cedat. O femeie și-au lăsat orgoliu, și-au lăsat tot. Da, da. 80% femeile câștigă. Da. Ce să faci și să nu faci la o vizionare? De exemplu, ai grijă că e canal, da, mare. Ce să nu faci, dragă Sorin? Nu mai zic glume cu chiloții lui bunică ta. Sau nu trage de hotă. Nu că s-ar fi întâmplat. Nu s-a întâmplat. Wink, wink. Da, dar ce să faci, să nu faci. Să nu faci. Să nu tragi de hotă și să zici că e centrală. Cine mă, eu? Știți că nu sunt tu, mă, mie. Sunt hotele alea incorporate, tragi de ele și pornești, zice, da, zice Cristi. Da, se aprinde lumina, jap. Aveți și centrală? Aici e centrala, jap, pornește hota. Bun, pune hota cu lumina. Da. Am vrut să le arăt schema cu lumina, aia era, da, faza, okay. Știi, tragi de hotă, pornește și lumina și hota în același timp. Bam, bam, ai câștigat timp. Da, că stai seama, asta a venit, băi frate, dai drumul la hotă, dai drumul și la lumina. Și la pierzi centrală. Timp. Pierzi timp. Exact, da, și la centrală. Da, și la centrală. Da. Bun. Dar nu a fost în timpul vizionării gluma aia pe care am făcut-o eu. Da, a fost, no, a fost când plecam și... la lift, dar cu ei, în lift. Și ea chiar a râs, da, la gluma. Păi a râs, cum, bă, și eu nu, bă, ce dragu, de tine spui mie. Da, bun, și n-au fost de chiloții lui bunică, era vorba de șușonii tăi care sunt extra mega rupți la bărcile tale de 47 pe care le porți. Ce să faci? Asta e, nasul mare, picioarele mari. V-ați, gacea. Bun. Ce să faci la o vizionare? Părul lung, zi. Ce ai făcut înainte să ajungem noi, să ajung eu cu clienții? Am urcat sus, am aprins toate luminile, am deschis toate geamurile. Cel mai important, da, să aerisim proprietatea. Să aerisim, dar fost... ideal ar fi să îți iei un spray de la cu miros de pâine, mititei, shaorma, ce-ți place ție, frate? Salată cu ceapă. Da, da, exact, vezi ce le place, întreabă-i meniul. Salam. What's your favorite food? Sau dai cu de-a. Ăsta, cum îi zicem? Da. Spray cu miros de râgâială. Da, lasă capacul jos la WC-ul, indicat. Da. Glumă, dar faptul că... Da. Șoșonii, vezi, da, să ai șoșoni? Da, da, da. Faptul că a deschis geamurile și a apucat să irisească 3-4 minute până am ajuns noi sus, le-a dat așa un sentiment de lumină, de mult spațiu. Da. Și faptul că e aer curat, nu se simte
Da, cred că eu am, știi ce fac de acum? Dau și draperile toate la o parte. Mai ales că aici, că e priveliștea, nu? Ce zici? Hai să o discutăm să live. Să nu fie foarte chel, să nu pară chel. Asta mă gândesc, da? Eu. Când mă gândesc, poate nu le place eventual draperia, nu le place cureaua, pic, nu le place culoarea. Bloopers. Știi? Mă gândesc. Și să vadă ăsta cât de luminos era. Da, era, cred că era un atu, bine, nu să le tragi exagerat de larg, să le deschizi un pic ca să se vadă, să intre mai multă lumină, da, în principiu, și să se vadă și, da, priveliștea printre plicățele. Da. Dacă... Ide... Am decis. Aha. Dacă ai priveliște frumoasă, da, deschide-le, arată-te. E ca și cum ai mușchi, umblă, da, dezbrăcat. Bine, ideea dacă e... nu, da, da, ești, uite, gras, pune dracu ceva pe tine. Asta o tăiem, da. E cineva gras la central? Nu, nu e nimeni. Bravo, e ok. Bun. Aici e vorba de... Băi, zi. Lăsați dulciurile. Hai mă, zi în pula mea că eu vorbesc de fitness. Bă, noi facem carolog pentru imobiliare și tu... O, da, mă, de... șaurme. Labă. Trebuie să tăiem în jurăturile neapărat, nu se poate așa ceva. Dar ce, ăștia nu jură? Nu, dar nu e frumos, mă, să faci vlog și să juri. Se uită un copil, da, la tine, se uită... Se uită multă, da, lume, așa minoră. Așa e, nu mai îmi bag bip. Vreau să zic ceva și... A, bun, legat de priveliște. În avantgardă, nu, nu, priveliștea nu e... cum să zic eu, ceva de genul, ba, mă văd toată tâmpa și așa. Sunt mai multe, după părerea mea, nu o luați ca atare, nu s-a scris o carte pe asta, nu e lege scrisă, ceea ce zic eu. Priveliștea este de mai multe tipuri, părerea mea. Este priveliște, de exemplu, natură. Ce zice? Priveliște de... treaba asta pe blocuri, care simțit, ghetto. Da, nu, da, ghetto sau blocuri, cum e în avantgardă. La stradă. Este o priveliște cu blocuri, cu mașini, cu zonă verde, cu parcuri de copii, cu copăcei, cu chestii de genul. Și s-ar putea ca unora să le placă treaba asta, să-și vadă copilul, să-și vadă copilul din living ce face în părculeț, să fie multă zonă verde, să fie clădirile sunt la fel amenajate. E un lucru interesant așa ca aspect când te uiți de pe geam și vezi totul uniform. Acum să vedem reacția lor la un apartament cu priveliște spre pădure. Da. Este interesant. Asta e foarte important, să aflăm nevoile lor. Puneți întrebări. Pac, pac. Și nu ce vrei, ce-ți place? Pune întrebări ei. Lasă-l pe el. El cu o labă acceptă tot. El face aia o labă, mută, se mută și în șup. Se mută și în dulap de la barca. Sigur. El zice, mai bine. O labă la timpul ei face că zice femei. El zice, mai bine un apartament nașpa și o pizdă caldă decât o labă în penthouse. S-a dus pe cam așa gândesc unii bărbați. Să pună vlogul nostru. Lasă, facem și pagăm la final. La final cine bloopers, vrea... Bloopers și glume. Da, da. Varianta porno. Cristian Talpăș. Da, cine vrea cu înjurături, facem două, da? Da. Ce crezi că ar trebui să mai discutăm despre partea de vizionare? Cred că este vorbim de închiriere acum, vizionările la o proprietate cred că sunt un pic mai ample, pentru că decizia e mai importantă acolo, e vorba de altă. Să ajungem pe aici? Nu. Stânga. Deci trebuie stânga neapărat. Atunci o mai dau pe aici așa. Zi. Da. Bun. Ce anume? La vizionare? Da, mă, cred că am zis tot. Am zis tot? Putem să începem, da, cu un subiect? La început, ideea e, la început când intră în apartament, lăsați-i să umble. Nu vă duceți după curul lor, lăsați-i să umble ei pe acolo, pe unde tu foarte stai important pe acolo. Da, nu sta în curul, lasă-i să vorbească, să-și ușotească, să-și pună la ureche ce vor să spună, dacă vor să spună. La sfârșit, eu mă retrag într-un colț, îi aștept acolo și le mai spun. Proprietarul este deschis la oferte, dacă sunt anumite detalii care vreți să le discutați, nu știu, mai vreți un televizor, ceva mobilier aici, vreți să mai ia din mobilier, vreți în debarau asta să vă pună niște rafturi, etc. Faceți o ofertă, eu o transmit proprietarului și discutăm. Ca să știe că nu e bătut în cuie, să nu plece și după aia să zică, bă, debarau aia, dacă avea rafturi ce bine era, puteam să-mi bag eu adidașii urâți care am. Da.
înțelegi? Discută cu ei, lasă-i să... Să fac un labă de baran. Da. Ca să ai și tu o ofertă, să-i spui proprietarului că faci ceva. Da. Și domnule, avem o ofertă. Bună, rea, de la 300. Dă 250. Asta ne dă. A, nu, bun, ok, nu. Faptul, ca să vadă simtă proprietarul că faci ceva, să vadă și ăștia că faci ceva. Trebuie să simtă faptul că... Să vezi și tu că faci dracu ceva. Da. Să simtă că nu ești tu cel care decizi. Să nu, să n-aibă implicit că îi pui tu ești profesionist. Da. Nu ești tu ăla care decide, dar... Domnul proprietar, astăzi am fost la o vizionare, în urma vizionării am obținut o ofertă de 270. Motivele negocierii au fost pentru că din debarat lipseau 3-4 rafturi și asta ar însemna că ar trebui să le pună ei ca să poată să folosească debaraua. Boing. Bun. După aia mă gândesc că după ce îi transmis detaliile astea, pot să-i comunici faptul că... Sau da, detalii despre ei. Cum erau ei ca oameni, cum... Da. Cum... s-au comportat, care a fost factorul de decizie, ce i-a făcut să strâmbe din nas, ce le-a plăcut. Da. Vorbește în beneficii, la fel, în naturile, proprietăți. Da. Și fiți friendly. Foarte friendly. Da, profesioniști, spui toate detaliile, dar friendly. Sunt și oameni, tu ești om și tu ai căutat chirie, what the fuck. Și apropo, îți închiriază bine, nu îți închiriază iarăși bine. Nu faceți, nu faceți pe supărații, niciodată. Ai, în business. Să nu omul nu îți refuză pe produsul, nu faci pe supărat. Serviciu. Sau, și da, sau serviciu. Da. Nu la personal, nu e apartamentul tău, nu l-ai mobilat tu. Nu doriți, că se poate duce în altă parte. Am mai văzut pe unul, ăla s-a dat și vrea să întoarcă la tine. Da. Se întâmplă. Da. Înțelegi? Și dacă faci, că eu am întâlnit cu Alexandru, căutam apartament și ne-a făcut unul nazul. Da, m-a făcea pe supăratul cu noi, că nu l-am luat. Da. Ești cu ăsta cu berea? Da, e... Cum să zic? A, și ce vreau să-mi adaug eu, să nu vă așteptați să închiriați din prima vizionare. Pentru că eu astăzi am listat o proprietate, într-o oră mi-a sunat telefonul, în două am făcut vizionare și am ajuns să vedem trei de-a lui Cristi. Și muncesc acum cu el, bă, eu cu ăștia, tu cu ăștia, hai să mergem să le arătăm, adică ne-a fost ceva de genul Cristi, ia și plimbă-i tu. Nu, mergem amândoi. Nu, mergem amândoi, facem contractul amândoi. Da, facem, sunt clienții lui și proprietatea mea. Da, proprietățile lui. Și eu îi fac lui un beneficiu, el îmi face mie un beneficiu. Avem, exact. ne combinăm foarte bine. Tu ai produsul, eu vin cu serviciu, cu clientul, cu, știi? Și atunci negocierile se vor ține foarte bine, da. Adică noi știm cam cum ar trebui să încheie o tranzacție de închiriere, să fie echitabilă și de partea proprietarului, pentru că Cristi reprezintă lui interesele. Interesul meu acum, eu lucrez de partea cumpărătorului, pentru că la proprietatea mea nu a mai manifestat niciun interes și acum eu trebuie să le reprezint lor interesele. Dar ai grijă la bordură? Da. Și... trebuie să cădem, adică nu să cădem la o înțelegere, trebuie să prezentăm apartamentele în beneficiile chiriașilor, dar să nu ne batem joc de proprietar. Să ne apucăm să-l negociem pe el, exact. Hai bă că alții nu-ți mai aduc, hai că ăștia-s cei mai buni, că-ți dau cel mai mult, nu, rămânem transparenți, nu ascundem nimic, detalii de contract, detalii de comision, nu toată lumea trebuie să știe că le plătește. Da. Noi nu ne pierdem timpul în momentul de față, adică facem lucrurile astea cu un scop și dacă se închiriază, trebuie să știi că mă plătești. N-ai și plus ne distrăm. Da, fucking car vlog, we are the best. We are the happiest on Brașov, on Earth, on what do you want. Noi suntem cei mai fericiți agenți de Remax. Ai murdărit un pic la acolo. Hashtag. Istoric, da. Hashtag cei mai... fericiți acest direma și momentan poate cei mai neproductivi. Nu, că sunt alții pe zero. Fugi de aici, am zis aia pe zero. Da, sunt aia pe zero, da. Aia care au murit. Da, exact. Și asta e colaborare. Când merg amândoi, nu ți l-am dat el și vreau comision de colaborare. Da. Nu, ăla e lead. Lead, referral. Shit like poate, that. Poate nici referral. Că eu dacă îi dădeam lui Cristi ca referrer, da, meritam 25% pentru că i-am calificat încă și i-am trimis. Vezi că asta ți s-ar potrivi de la Cristi, nu alte vrăjeală. Și ziceam, da, Cristi, vreau referrer, du-te singur. Nu, frate, vin cu tine, vedem proprietatea. Da. Nu, tu vii cu clienții tăi, nu vii cu mine. Bine. Nu vii cu mine să mă ții de... Corect, dar
De asta da, vii, tu. Eu vin pentru clienți, dar acum nu vii să mă ții de mână. Plecând de la același birou, n-avea rost să plecăm cu două mașini. Da, nu de asta zic, nu zic de mașini, zic că da, tu vii cu ăștia tăi. Da. Asta zic, da. Că vii cu mașina mea, că vin portbagajul la ei, nu contează. Ești acolo, în apartament, ești înăuntru. Da, da, poți da. Să vii cu autobuzul, cu scuterul, cu ce vrea muscul tău. Da. Și ce e mai fain că putem da dovadă de servicii profesioniste amândoi. Adică Cristi zice ceva, eu vin cu o completare, dăm detalii, ridic eu anumite întrebări pentru ei. Cristi ridică anumite întrebări, e așa, e o colaborare foarte interesantă. Și ar fi fain să putem să avem acest mod de colaborare cu toți. Și e important ca între noi să fim îngăduitori, mai ales cei din Remax, pentru că de obicei avem tendința de a ne mușca de cur. Zice, mamă, ăla, nu știu ce. Dar colaborarea... Not me. Da. Eu nici nu vă pup, nici nu vă mușc în cur. Nici nu vă pup în cur, nici nu vă mușc de cur. Da. Oh, peace, man. Oh, am ajuns în Tampa Gardens. Da, pozitiv, frate. Da. N-am treabă, eu n-am treabă. Bun. Pozitivismul. Bun. Da, hai că parcăm pe locul 1 aici. Ce, mai bine o lăsăm și noi mai departe sau? Hai, să lăsăm mai la... Să mai venim pe jos? Mă facem niște vlog pe jos? Da, aici parcăm pe locul cuiva, mă gândesc, și poate vine ăla, nu? Hai, să lăsăm. Sau n-are locul de parcare? Dacă vrei, stai în spate. Dar nu știu care e, nu știu ce întrebare e. A, uite-i pe ăștia. Hai, în fine. Bag-o aici. Hai, repede. M-am sucit. M-am mai răzgândit. Mă, mai. Mă, mai. Ai grijă. Stop the vlog! Bye.